Principalele măsuri care au fost luate în aceste condiții de deplin entuziasm sunt... Sunt acum scrise pe hârtie și vor fi date publicitații de către președintele acestui comitet de organizat așa. Are cuvântul părintele nostru. Bună seara, stimați telespectatori, sunt Anil Dinca, vă spun bine, ne reîntâlnim la Veste Alert, la TLM Neamț, televiziunea ta. În această seară continuăm maratonul demarat aseară, împreună cu aceiași invitați cu care discutăm despre revoluția la Piața Neamț. Cu ocazia asta îl rog pe colegul din emisie, eu nu bat până la monitorul de control. În seara asta o să punem un alt titlu la emisiune, salutări de la revoluția din Piața Neamț. O să mă întrebe invitații de ce, o să vadă. Până atunci dați-mi voie să vi prezint invitații din această seară. Sunt aceiași de seara trecută și tot așa o iau dintr-o margine. Domnul Martin Adrian Vicențiu, domnul Florin Turtureanu, domnul Vasile Andrica. Bună seara! În mijloc e președintele, în dreapta vicepreședintele, în dreapta mea. Deci invers la televizor și chiar lângă mine un membru din Asociația de Revoluționari Ștefan cel Mare 1989 Piatra Neamț. După 5-6 emisiuni cu dumneavoastră, deja o să spun și virgula unde trebuie la denumire. Bine ați venit în studioul TLM din nou, stimați invitați, iar pentru dumneavoastră, stimați spectatori, fac doar câteva precizări de rutină, să le spunem așa. Primo, 0756539876 este telefonul la care, numărul de telefon la care cu tarif normal așteptăm, subliniez, exclusiv SMS-uri cu întrebări, opinii, informații legate de tema emisiunii și chiar de invitați, dar pe tema emisiunii. În seara aceasta, Veste Alert va fi un maraton. Sărim din formula standard de o oră într-una mai lungă, de două ore. Și o să vedeți de ce și eu sunt convins că merită. De ce facem în continuare această emisiune? Pentru că, sincer, vă spun aseară, gândiți-vă, 50 de minute împărțit la 4 oameni plus filmuleț, n-am apucat să vorbim multe și, deși ar trebui să vorbim despre revoluția din decembrie mai des decât doar la zilele astea, dacă tot suntem la zilele astea, haideți să dăm cezarului ce e al cezarului, pentru că toți am vrut, sau mare parte din noi am vrut în 89 să scăpăm de umilințe, de cozi, de un regim care efectiv călca pe grumaz ideea de om. În seara aceasta, la solicitarea dumneavoastră a telespectatorilor, mi-au venit multe telefoane, SMS-uri pe chat, amici, oameni pe care nici nu-i cunosc, mi-au cerut și au avut dreptate. Noi aseară am dat doar frânturi din acel film de 28 de minute, un minut, două, în rest am dat fără sonor. Am intrat și în seara asta cu un minut, iar oamenii au cerut, domnule, dar dați-ne tot filmul ăla, ce-o părțit cenzura deja, din câte îmi dai eu seama și dau seama și mulți alții, dar măcar să-l vedem tot. Și în această seară, în cadrul acestui maraton de două ceasuri, undeva de la ora 8 spre 8 jumătate seara, deci undeva în al treilea sfert de emisiune, veți putea urmări acest film, după care noi revenim în direct în ultima jumătate de oră și discutăm. Deja vorbesc numai eu, vorbesc de mult. Haideți, stimați invitați, să mă ajutați să mai lenevesc eu și să spunem dumneavoastră ce aveți de spus, pentru că dumneavoastră sunteți importanți și cred eu că aveți lucruri mult mai interesante de spus decât mine. Până atunci, pentru că am rămas dator de aseară, o să-l rog pe colegul de la emisie. Eu în emisiunea asta primele priorități sunt plătirea datoriilor de aseară. Gen, am apucat să punctăm din ce discutasem, din ce stabilisem. Rog pe colegul de la emisie să ne dea drumul la acel slide de poze și rog pe domnul Florin Turtureanu să comenteze pozele, pentru că dânsul le știe. Deci acestea sunt poze din timpul Revoluției. Sunt oameni care parte dintre ei nu mai sunt între noi. Este domnul Aurel Dumitrașcu în prima parte. Mai sunt care, de exemplu, au înființat Tineretul Liber la București, Mugurel Turcu, undeva sus lângă domnul Aurel Dumitrașcu. Din piață, deci o parte din băieți care au fost în piață, părintele Tuțuianu, Vale Berbecaru, Iulian Stănescu,
Adriana lui Gheorghe. Domnul Gheorghe, când era mai așa, focurile care erau domnul Matache. Asta e de jos. De jos. Domnul, acolo apare undeva Emi Ionescu. Deci aici tot domnul Tuțuianu. În balcon, alături de revoluționarii de atunci, în piață, dus niște cadre luate și sus pe... Deci, din timpul Revoluției, da, în majoritatea, plecările la București, la un moment dat cu Sandu Grigoraie, Dumnezeu să-l ierte, apare cu un steag în față, undeva mai jos. Deci, mărturii, probe din timpul Revoluției. O să rog colegul de la emisie, nu știu dacă tehnic se poate, dar de asta avem colegi și sunt mai pricepuți decât noi. Aici, pe scările la intrare la Casa Albă, când să mai liniștiți un pic. Deci, rog emisia, în măsura în care se poate, la un moment dat în acest slide a fost o poză în sepia, cu niște tineri. Da? Aia maronie. După ce se termină slide-ul, să intrăm și dacă poți să ne ții un pic, să ne blochezi, să faci un stop cadru pe acea poză în sepia, pentru că sunt eu curios dacă e ce cred eu sau altceva și indiferent de ce cred eu sau nu, ne vor lămuri invitații. Sunt poze făcute în acele momente, să precizăm pentru cei mai tineri, la momentul ăla nu erau atâtea aparate fotodigitale, nu erau atâtea camere de filmat, nu erau telefoane care acum se filmează și în strană și la naștere și la mormântare. Cumva acele tipuri nu mai pot fi rememorate la modul digital, dar măcar putem povesti despre ele cu bune, cu rele. Povesteați ieri, stimați invitați, despre momentul ocupării Casei Albe. Dar și la fel, dacă informațiile mele sunt greșite, că sunt culese din stânga, din dreapta, unde greșesc chiar vă rog să mă corectați, pentru că eu nu am venit aici să spun adevăruri istorice deținute monopolizate de mine, ci ce am mai auzit și eu. La un moment dat, totuși, în iureșul ăsta, al Revoluției la Piatra Neamț, sau al Bucuriei la Piatra Neamț, că a urmat la ce s-a întâmplat în București, a fost și un moment în care... Cel puțin așa apare consemnat și prin cărțile albe despre Revoluție și prin anumite memorii și prin memorii care urmează să fie tipărite. A fost un moment când undeva în fața Palatului Telefoanelor un grup de tineri a spart cumva gheața, lumea se aduna, încă n-avea curaj, încă nu venisele coloanele dinspre cartiere, un grup de tineri cumva a ieșit în stradă, în asfalt, oprind circulația puțină cât era la vremea aia și a parghiața, a dat un mea, domne, hai odată, avem sau nu avem curaj. E adevărat sau nu? Deci eu vreau să, dacă... Vă rog. Pot să iau cuvântul, sigur că în la, lângă Răspopa era o tutungerie. Primul grup la care m-am atașat... Nu, când spuneți Răspopa asta, că ăștia... Ăsta era alimentarea din fața teatrului. Tutungeria de pe colț era... E zona lângă care a apărut după aia magazinul Alb și Negru. Exact. Deci exact. În zona aia. Acolo era o tutungerie unde erau primii oameni, într-adevăr erau 4-5 tineri acolo, la care m-am atașat. Ei vorbeau între ei, se pare că se cunoșteau. Bun, și atunci, nu, eu nu țin minte să fii blocat. Asta, grupul se deplasează spre Casa Albă. Vă întrerup o secundă. Da. Ovidiu, scoate slide-ul, pentru că este o poză în care e în sepia și sunt niște tineri, e cumva 2-3. Nu asta. 2-3 pe stradă. Ce puțin așa le-am văzut eu la prima vedere. Pe stradă. Bun, povestiți, vă rog. Da, deci, problema este că ei se opresc la un moment dat. În spatele meu mai vin încă un grup de cam 10-15 persoane și după aceea au venit din față de la telefoane din spate și grupul s-a mărit și am ajuns să împingem la acea ușă de care v-am povestit, era domnul Asmarande.
Asta a fost, dacă se confundă cu grupul care a amintit dumneavoastră, într-adevăr erau 5 tineri, dar care vă spun că s-au oprit la mijlocul drumului și, cum să spun, nici măcar nu ne-au sfătuit să mergem mai departe, pentru că nici nu trebuia să... Cine erau acei tineri? Mai țineți minte? Unul dintre ei l-am regăsit. Era un băiat de la... Era în timpul liceului atunci. Se pare că era mai bine informat ca mine despre mișcările care vor urma, pentru că trebuie să vă spun din start că la acest grup au venit oameni cu tendința de a scăpa de acest regim comunist, au venit oameni trimiși și au venit unii ca să mai pună mâna pe ceva. Erau grupuri care erau foarte distincte și după aceea s-au divizat care încotro. Treaba mea, vă spun, fiecare are traseul lui, întâmplările care se petrec într-un răstimp destul de scurt. Eu am înaintat spre scările în care făceau legătura cu sala mare pe intrarea din față și acolo m-am întâlnit cu doamna Leuștean. Vă întreb numai o secundă, se pare că am greșit eu un pic. Am în față un pasaj dintr-o posibilă carte tipărită sau care urmează, care spune așa. Am greșit eu bulevardul. Îndată după ora 11, trei tineri, Carmen Modiga, Viorel Cosma și Tudor Crețu, ținându-se de mână, creează un mic lanț viu transversal pe bulevardul Traian, acolo să încurcând circulația automobililor și chemând concetățenii în marșul lor către centrul municipiului. Strigau lozinci, care încă mai speriau pe unii dintre cei de după perdele, indecis sau fricoși de a binelea. Moldoveni, nu fiți lași. Veniți cu noi la Casa Albă, jos Ceaușescu, jos comunismul. Cam ca la Timișoara, orașul liber de comunism, cu câteva zile mai înainte. Până să ajungă ei în centru, cei trei reușiseră să închege o coloană impresionantă de câteva sute de pietreni. Este un text scris de profesorul Mihai Mangaș. Da, domnul Mangaș. Da. Eu nu știu, eram în armată când era revoluția la Piatra Neamț. Am mai spus aseară, în jur de ora 19, deja eram în fața Consiliului Județean. Acum, nu, 19 sau ora 9? 10 dimineața. 9 la 10 dimineața, ca să nu spunem spre aici, că așa. Da, așa vorbim. Deci acolo eram în jur de 5 spre 10 persoane. Poate să fie și acei tineri, nu, să fie alăturat. Nu, 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 la ora 11 de-abia erau pe bulevardul Traian. Bine. Și îndemnau oamenii să vină spre... Puteți să verificați. Deci noi acolo am fost împinși de miliția de atunci. Atât am putut să luăm un steag din acolo și am plecat pe bulevard. Da, da, uitați, avem acea poză care o cerusem eu cu niște tineri, o coloană, nu știu asta, cine sunt. Asta veneau spre prefectură, deci da, este vorba de... Eu fac jocțiunea la Casa de Cultură. Este vorba de Sandu, care a murit, Dumnezeu să-l ierte. Dacă recunoaște, spuneți-le. Da. Au venit din Mărăței și din Preștista. Și aici s-au întâlnit și au venit spre Casa Albă. Da. Că, cum să vă spun eu... foarte bine că erați deja acolo unii, dar foarte bine că alții capacitau la momentul ăla și restul orașului să vină, că am văzut și o să vedem pe imagini, acolo sunt 5, 6, poate 3, 8, 9, 10 sunt mii de oameni. Sunt foarte mulți care dintre ei au stat în sediu și care nu au certificate. Deci începând cu fata lui domnul Dumitru, Gigi Cenuș, Agrigoroaie, Dumnezeu să le te-a murit de foarte mult timp. Deci toți oamenii care erau acolo, deci au venit cu mare elan în fața actualului sediu. Nu este vinovat noi. Deci, da, vinovat ei, că nu au vrut să-și facă dosar. Asta este. Aia e altă discuție. Da. Și aia ar fi o discuție tehnică pe care, dacă vreți, o să vorbim poate altă dată. Eu aș vrea foarte mult să rămânem calați pe ideea că atunci s-a schimbat un regim. S-a schimbat un regim pentru că așa au vrut oamenii, dincolo de orice altă speculație.
sau informație legată și de alte interese, că la un moment dat se suprapun și acasă dorința ta cu acelui, la cu al vecinului și mai departe. Dar clar că poporul român vroia schimbarea de regim. N-a fost o schimbare impusă de afară. Poate ajutată, dar e altă discuție. Da, corect. Mai, așa a fost și Emil Teacu de la Zănești. Emil Teacu, stai, de la Zănești, eu zăneștean. Da, Emil Teacu de la Zănești. Da, da, Emil. A fost într-o comisie, parmi-s, pe la agricultură, dacă nu mă înșel eu, că era inginer agricol. Mulți care n-au... Deci eu îi cunosc, aș face o listă care apare, care eu n-am văzut multe liste. Deci vreau să vă spun că mulți n-au venit. Deci sunt oameni care sunt... Eu îi recunosc, mai ales ăsta Mitrofan, care a plecat în America din 91-92, n-a mai venit niciodată de atunci în România. Mitrofan este acel tânăr care... Marius, care la telefon. Cu barbă. Cu bărbuț, așa, cu un pic de cioc. Da, 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 da. Cam întrebat cine e la un moment dat. Era student, parcă. Și mi-a spus cineva unde ai plecat. Da, e plecat în America din 20 și ceva de ani. Stimați respectatori, de la ora 20 veți vedea timp de 28 de minute un filmuleț pus la dispoziție de domnii din platou, cu ce imagine a rândul lor au procurat după ani și ani. Dar chiar, nu o să vă întreb din asta la filmul, dacă veți puteți spune. Mie mi se pare totuși acest film, și bine să fim, tăiat pe niște bucăți și nu tăiat din filmare. Pot să mă întreb eu, după atâția ani, dacă nu cumva în timp cineva a cerut, taie bucata aia, taie bucata aia. Caseta a fost înregistrată prost ca formă, deci nu era, era o casetă, na, ținut într-un loc, cred că necorespunzător, n-a mai corespuns. Bun, dincolo de faptul că totul mai dădea peste mână cameramanului ăla în ziua de azi, colegii mei. Filmat pe un colț. Prea repede. Dar nu, dar filmat pe un colț de balustradă, la un moment dat, de vreo trei ori se clătina, eu zic, asta o să cadă jos acum. Toată lumea se împingea la microfonul ăla. O poziție poate foarte incomodă acolo sus, da, pe acoperiș, deci pe copertină cum era. Da. Și, deci nu era nici balustradă, deci era o chestie de putea să cadă în nas. Deci aici cu înregistrările eu am vorbit cu domnul Ursache imediat după 90, pentru că... Domnul Ursache cine? Fiind șeful securității. Fostul șef al securității. Da, de la... Nu, la o să vă rog să facem precizările astea ca să înțeleagă lumea. Pentru că eu să știți că am văzut mai multe personaje destul de bine îmbrăcate și cu aparat de filmat pe care eu nu-l recunoșteam ca fiind uzual. Și atunci, sigur, mi-am pus problema... Erau mai profi pentru vremurile alea. Exact. Și atunci, sigur, mi-am pus întrebarea, dom'le, în ce scop face filmare? Pentru că, având în spate unele experiențe, mi-am dat seama că se făceau ca și colegii. De altfel, o să fie fotografia din față... Și o să citez un refren clasic care adună ideea de amintiri, cum am putea filma oricine astăzi, cu ideea de chinurile regimului. Este o melodie, cred că, a trupei Trei Studenți, care se cheamă Amintirile mă chinuiesc. Pentru că la momentul ăla poporul român era un popor chinuit și unii credeau că îl vor putea chinui în continuare. Da, deci eu zic că erau trimiși de la securitate și lucrul ăsta îmi confirmă domnul Ursache și am cerut casetele. Atunci am mers cu Oprișan până la dânsul și am cerut casetele și au zis, dom'le, sunt trupe speciale care nu erau sub ordinea mea la ora aceea și au luat casetele la București și le-au în custodie. Au fost vreo trei camere de filmat. Exact. A fost un tip înalt, acum dacă mă aude și are caseta de atunci, un tip cu barbă și era îmbrăcat într-un parpalac închis, așa, a filmat, deci vreo câteva zile la rând toate intrările. Uitați, postul TLM anunță public. Chiar vor trece acum zilele astea dedicate Revoluției, intrăm în Crăciun, în anul nou. Oferim oricând suport tehnic pentru procesare, curățare, că mai sunt chestiuni care pot fi curățate apropo de timp, de patina timpului și chiar poate, și difuzare. Oricui are pe suport digital, casetă, film, amintiri din acea... Noi ne considerăm documente și asigurăm acest suport cu o singură condiție. Tot ce procesăm, difuzăm, că nu vrem să ținem sub masă sau să apară speculații, au ascuns cei de la TLM, și oferim copia îmbunătățită înapoi celui titularului.
Că mie mi se pare corect ca astfel de mărturii, pentru că sunt puține, să iasă la iveală. Să iasă la iveală. Să le discutăm cu bune, cu rele. O fi o înjurătură. Mai înjurăm la... O tăiem pe aia, că nu e o problemă. Uitați, mă uitam iarăși pe ce mai scrie domnul profesor Mancaș și îl găsesc pe domnul Vasile Andrica. Acum sunteți lângă mine, domnule Vasile. Repet, eu citesc documente, nu știu cât sunt de autentice, de bune, de... Pe lista întocmită de Carmen Modiga, autentificată cu sigilul confecționat ulterior, mai figurează și Ioan Năstase, Vasile Valeriu Berbecariu, Viorel Musta și Vasile Andrica. E vorba de comisia de interne, cumva la a doua strigare sau reașezată. Ați fost într-o comisie de interne? Da. Vedeți cum le aflu eu pe toate? În primul rând, primul cum se zice, Consiliul Provizoriu a făcut parte din administrativ. Am fost cabinetul domnul Anganu și am fost șeful cabinetului și după aia mi-a dat și agricultura unde era domnul Buzdugan, dar cabinetul domnul Buzdugan a fost part. Nu, stai, ați făcut parte din cabinetul domnului Hanganu sau nu. În birou? În biroul domnului Hanganu. Birou. Dar nu era domnul Hanganu, era al PCR-ului, da. Dar vorbim da. Că acolo era el. Ocupase dânsul înainte. Da, nu, că mă gândeam că l-a ținut și pe domnul Hanganu în... Nu, acolo... Scuzați-mă, îmi cer scuze. Există o denumire tehnică acum apropo de recalificare profesională și m-am gândit că l-ați... Conversie. L-ați reconvertit din activist în revoluționar. Că în țară au mai fost cazuri din astea. Acolo ce au fost? S-au mai selectat câteva persoane din comitet și au format acest grup. Ca să vă explic acum, domnul Mancaș are dreptate, trebuie să apară și poza. Când domnul Ursache, domnul Grigoraș, șeful poliției și toți ăștia au fost puși la o masă. Goraș, așa, semnat că nu se va trage în populație și noi. Și au fost pus să jure, nu? Da, au fost jure. Am poze, eu am poze la dosar. Păcat că n-am adus-o, că așa au fost. Dacă nu vă supărați pe mine, că asta e meseria mea, să fiu nesuferit, citesc tot dintr-un text al domnului Mancaș. La mine a ajuns întâmplător, nu mi l-a dat și de asta încă nu-l public integral. Mie mi se pare important ca valoare de document, de mărturie, chiar dacă mai trebuie corecta, că până la urmă putem corecta când discutăm. Zice domnul Mancaș, care se pare că s-a informat bine în toți anii ăștia. Domnii Trapiel și Covătaru, că povestea dumneavoastră de Covătaru, îi găsesc pe toți cei ofițieri și subofițieri în sediul securității. Constată că armele și muniția se află sub cheie și se înapoiază, aducând la sediul Comitetului Provizoriu pe domnii colonei Aimai, a misiunii de interne, Ursache, Mihailă, Gavrile și Goraș, așa. Cu toți comandanții din inspectoratul județean, nu, cu toți ăștia erau comandanți în inspectoratul județean al miliției și securității din județul Neamț. Aduși în fața mulțimii, celor trei ofițeri care conduc încă forțele periculoase prezumtiv, li se cere să depună armele pe care nu le au asupra lor și să jure credință față de revoluție și revoluționari. Nu știam la orele acelea că ei primiseră ordin de la ministrul lor, încă din ajun, să adune ofițerii și gradați în sediile județene, să pună sub cheie armele și muniția și să nu răspundă în fața cu forța eventualelor incidente provocate de masele înfierbântate, ceea ce și făcuseră pe tot cu presul țării. La început, invocând argumentul că sunt militari, că au depus deja un jurământ de onoare și nu doresc să-l calce, că nu au primit ordin de la superiori în această privință, cei patru colonei de la Mai refuză să depună un jurământ în public. Faptul că depuseseră jurământ de credință autorităților comuniste acum în descompunere era un pretext plauzibil de refuz, fiindcă logica elementară arată că nu poți depune concomitent asemenea jurăminte către două entități politice în raport de adversitate. Dar cum comandanții locali ai armatei prezenți pe copertina sediului județean, domnule, la unii încăpeau adăția, declară că sunt gata să depună imediat jurământul și comandanții miliției și securității renunță la împotrivire, adică s-au lăsat și ei luați de val. Bine, au fost aduși într-o cameră și au pus semneze și să jure. Adică au fost luați de val când aveau control. N-am adus acea poză care se vede cum toți trei care se stăteau la masă, noi revoluționare care stăteam în spate și... Stăteați cu mâna pe umărul lor, așa, fiuți? Da, ușor. Da, ușor, ca să nu... Câți ani aveați la Revoluție, domnul? 42. Un pic mai tânăr decât vârsta mea. 42. Ce să facem? Noi, eu am avut probleme, v-am spus, cu securitatea, chiar cu miliția. Înainte? Da.
De ce natură, dacă puteți foarte scurt? De natură, că eu am fost un dansator și am avut probleme cu ei când plecam în străinătate. Ce fel de probleme? Păi nu pleci când te faci membru partid sau trebuie să devii colaborator, să ne dați informații ce se întâmplă în Austria, în Ceoslovacia, unde am fost noi, în toate țările, Ungaria și peste toate. Eu n-am reușit să fac așa ceva și tot am fost amenințat. Dacă n-am reușit, după aia mi-a licenat o problemă la servici, pe care a venit miliția, m-a pozat și m-a pus la gazeta de perete. La gazeta, cum era acolo ieșire. Ca să cu ce? Că m-a luat fier forjat, am furat fier forjat și am făcut un cuier. Da. În administrația în ultimii ani au fost scoase acele gărdulețe din jurul blocurilor. Da. Unii zic că rău, alții că bine, eu zic că bine, dar așa, bine. Dar era prin orașul Piatra Neamț de fier forjat de gărdulețe în jurul blocurilor. Ei. Pe care nu-l plătise nimeni. Așa. Și m-am luat atunci, era cum îi spun, care acum e la pașapoarte. Oatu. Așa m-am luat cu el într-o, să zicem așa, mai rău cu gura și el m-a, cum să zic, m-a urmărit până ce mi-a făcut dosar și m-a trimis în tribunal. Și atunci era judecător care spunea în termen de 3 luni, ți-ai judecat la urgență și se dea 3 luni, imediat. Chiar dacă dumneavoastră aveați o problemă cu soția și soția suna, imediat a luat 3 luni. Sau jurați pe, eu știu, un coleg și ăla avea să-ți facă rău, imediat vinea judecătorul acolo. Cu executare sau cu suspendare? Executare. Atunci nu era suspendare. Și ați făcut 3 luni cu executare? Nu. A venit, am avut noroc că a venit o avocată care m-a cunoscut și atunci mi-a dat o amendă penală. Am înțeles. Stimați spectatori, luăm o foarte scurtă pauză publicitară, după care revenim în direct cu cei 3 invitați. Vom discuta și despre salvarea care a plecat de la Piatra Neamț spre București împreună cu trupe de la regimentul, de la unitatea militară și ce s-a întâmplat cu oamenii din acea salvare, chestiuni pe care ne le va povesti domnul aflat în platou, care ani de zile a lucrat ca asistent medical, îl cunoașteți foarte bine, e vorba de Martin Vicențiu. Publicitate. Din nou în direct la Vestea Alert Maraton în această seară, 2 ore, de la 7 la 9 seara, o emisiune pe care am numit-o Salutări de la Revoluția de la Piatra Neamț. De ce această denumire? Simplu, veți vedea de la 8, la 8 jumătate, acel film de 28 de minute, în care, așa cum parțial spuneau invitații mei din această seară și aseară, toată lumea se îngrămădea la microfon, toată lumea vrea să vorbească, toată lumea spunea poezii, spunea mesaje, unii mai făceau și din mână de parcă erau pe covorul roșu, în fine, sunt trăiri care e normal să fie diverse până la urma urmei, pentru că e vorba de mulți oameni, multe caractere, multe tipuri de educație și așa mai departe. A rămas dator de aseară pe o bucățică de discuție cu domnul Martin Vicențiu legată de pățania unor nemțeni undeva în Buzău. Până atunci însă l-aș întreba pe domnul Turtureanu, nu lăsați-ne președintele asociației, da, nu? În asociația asta câți oameni aveți? Că am fost criticat că n-am intrat în niște amănunte din astea. 21 suntem acum. Din care? O parte au participat la Revoluție la Piatra Neamț? Majoritatea în afară de relu Martin, care este la Buzău. Și, dar este dar n-aveți și nemțeni care au prins Revoluția în alte zone, nu știu, în București, în... Avem un rănit, avem 2 răniți, pe domnul colonel Cighir și pe Barcan Neculai, care sunt răniți. Pe care unde i-a prins Revoluția? București. București. Nu, ăsta Cighir la Buzău. Buzău, eu întreagă Barcan poveste. La București. Așa, pe urmă mai este Fermeșanu, dar dincolo. Fermeșanu, Gripcă, Luca, Georgian. Tot de la Buzău sunt. Domnule Martin, ce căutați, domnule, cu salvarea în data de 23-12-89 în drum spre București? Deci, după ce am intrat în casa, la Casa Albă, sigur că
pe noi ne contacta, aveam la ora aceea un telefon fix, era mare lucru așa, și a venit cumnatul meu și m-a anunțat că Relo, hai că te caută de la spital. Atunci nu era direcția sanitară, eram secția spitalului. Și am spus, da, bine, am venit și am sunat la spital și a zis, domnule Martin, vedeți că e stare din necesitate, trebuie să fiți disponibili să stați pe lângă telefon. Eu urmând ca pe 22 noaptea să lucrez. Eu am lucrat în noaptea de 22, am patrulat prin Piatra Neamț, vă dați seama tensiunea aceea care era asupra orașului, un oraș fără lumini. Mi-aduc aminte că la liceul de chimie s-au strâns copiii și în lanț s-au pus de-a curmezișul străzii, auzind că vin trupele de securitate și au zis că pot cu trupurile lor să îi oprească. În noaptea de 22 lucrez, fac urgențe multe la ambulanță, să fac urgențe și naște și tot ce înseamnă urgențe și traumatisme și infarctul. Și după aceea merg acasă. Vin din nou la Casa Albă, iar sunt chemat pentru că se organizează 3 echipaje, adică de voluntari, pentru că toți când au zis că se pleacă la București, toți din Stația de Salvare au zis că el are copil pe acasă, parcă eu n-aveam, alții s-au retras. Și eu am zis că eu plec primul. Nu vă spun că prima salvare care a fost dată spre a merge la București era un TV-ul cu motor de tractor, dacă vă vine să credeți. Era un leuț, așa, și bineînțeles când l-a văzut domnul, era tovarășul Vulpe, a spus mașina asta nu merge, așa a venit altă mașină. S-au îmbârtit mai multe echipaje până când ne-am stabilizat eu mergând cu un conducător auto, Maxim Constantin, a Pintei, o mers cu doctorul Berbeleu. Pe ce mașină s-a tras? În aia în care ați dumneavoastră sau în cealaltă? Nu, s-a tras să ajung până acolo. Noi plecăm de la Piatra Neamț cu 32 de taburi. Când am ajuns la Rosnov, era jumate din ele rămăsese în pană. Că erau date numai cu cremă, pe roți, așa și atât. Bineînțeles că am mers mai departe. Și vă dați seama că toate păreau, pocneau. Era armata la ora aceea ca toată societatea. Era pentru munci agricole. Era, veneau din la muncile agricole. Și ajungem într-un târziu, foarte târziu, la Focșani, în dreptul unității militare, așa, la Focșani. O să vă întrerup numai o secundă, îmi cer scuze, o să-l rog pe Mihai să meargă pe camera care este pe mine și să faci un zoom pe partea de sus a foii, că avem un avantaj, eu citesc de pe prima pagină, tu faci zoom, să se vadă că e vorba de un document oficial autentificat la un notariat, iar pasajele sunt extrase dintr-un jurnal al unei unități militare. Dar când ajung pe pagina 2, o să vedeți prima pagină antetul. România, Ministerul Apărării Naționale, Unitatea Militară 01027, Piatra Neamț, nu-i document secret, e nesecret, numărul din 94 către Asociația Luptătorilor. La adresa dumneavoastră, numărul 17 din 2107 1994, vă comunicăm următoarele. Că aici am găsit o chestie, de asta v-am întrebat, e foarte interesant. La data de 23.12.89, orele 9.45 s-au pus în aplicare măsurile pentru alarmă de ruptă generală. Iar la orele 11, eșalonul superior a transmis unității ordinul de marș prin care unitatea urma să se deplaseze în municipiul București. La data de 23.12.89, orele 12.30, unitatea a început deplasarea conform ordinului primit. O coloană de autosanitare a stației de salvare județene a fost trimisă în sprijinul capitalei. Este vorba de autosanitarele. 31 NT 452, șoferii Ilie Boghean, 31 NT
870, șofer Ion Apinte, 31 NT 1113, șofer Constantin Maxim, însoțită de medicul Victor Berbeleu și de asistenții medicali Gheorghe Vârcă și Martin Vicențiu. Pe data de 24.12.89, orele 3, unitatea a ajuns la, cu capul coloanei la intrarea în municipiul Buzău. Domnule Martin, deci la ora 3 dimineața, din ziua de 24, ajunul Crăciunului, intrați cu capul coloanei, la care erau atașate și autosanitarele, în Buzău. Dar ați plecat din Piatra Neamț la 12.30. Corect. Ziua. Da. Deci ați făcut până la Buzău, 12 ore plus încă 3, 15 ore. Da, este corect pentru că... Deci era o coloană militară în marș. Da, acest interval de timp de 15 ore arată care era forța reală a armatei români. Bine instruită la munci, la canal și la... Corect, deci 15 ore până la Buzău. Nu știu, Mihai, cât faceți acum până la Buzău cu mașina? 3 ore jumate dacă respectați viteza legală. Da. Deci... Da. Vă dați seama că în condițiile alea, cu taburile alea care erau... vechi de când lumea și deci în primul rând când nu le-au mișcat din loc. Ani de zile ei făceau instrucții numai să făceau că se urcă pe ei. Le spălau cu benzină pe deasupra, arătau frumos, lucioasii, dar gripate toate. Și vă dați seama că atunci la capul, la intrarea în Buzău, la podul la Mărăcineni. Acum ajungem la punctul culminant, da? Lăsați-mă să citesc eu. Pe data 24.12.89, orele 3, unitatea a ajuns cu capul coloanei la intrarea în municipiul Buzău. La scurt timp, un grup de persoane neidentificate au deschis, eu citesc acum aici, chiar cu greșelile inerente, au deschis foc asupra coloanei pentru transportul unui soldat decedat. Cât și a doi răniți la Spitalul Municipal Buzău s-a spălat la una din autosanitarele aparținând Direcției Sanitare Județene Neamț, care au însoțit coloana unității fiind trimis în sprijinul capitalei. Deci a murit un soldat și au fost doi răniți. Corect, da. Bun, în orașul Buzău, deci autosanitara condusă de șoferul Bogdan Ilie și însoțită de asistentul Gheorghe Vârcă a fost și ea atacată, aceștia fiind răniți și internați în municipiul Buzău. Cât de răniți au fost cei doi? Deci în primul rând era singura mașină mare tip TV-ul, pentru că în noaptea aceea eu trebuie să completez, unitatea militară Mărăcineni era și ea trimisă 75% din efective la București. Da. Deja era și acum ca să aflu că vis-a-vis de ei erau unitățile militare ale DIA-ului, conduse de Truțulescu, dacă vă spune ceva. Tu pe de intervenție. Așa. Și, bineînțeles, că această unitate de la Mărăcineni era o unitate strategică de rachete. Această unitate a fost atacată în primă instanță cu foc automat dintr-un camion cu benă. Așa. Și când am ajuns noi acolo, noi am fost la rândul nostru atacați. Primul mort l-am avut pe Vespasian la 3 noaptea, era împușcat între ochi, mort era șoferul lui doctorul cel mare. Doctorul cel mare a sărit din camion și s-a aruncat. Domnul Cighir era răspundea de compartimentul spate. Așa, și coboară și el pe partea, dacă vă imaginați intrarea în Buzău, pe partea dreaptă era numai câmp arabil. De acolo se trăgeau pâlcuri la lumina rachetelor luminoase care le trăgea din unitate. Noi am văzut grupuri de 4-5 inși care atacau. Așa, domnul Cighir este împușcat în genunchi, îi zboară genunchiul cu tot cu rotulă, îi se secționează artera femurală, artera femurală, vă spun, de calibru unui deget, aruncă sângele în 3 minute, dacă nu se intervine, este mort. Să precizăm că la momentul respectiv Cighir Gheorghe era locotenent major. Și dacă îmi dați voie în continuare să citesc din documentul ăsta, că nu mai apucăm, în jurul orei 12.30-13 se primește ordin ca unitatea să rămână în garnizoana Buzău, București era departe, și că nu va mai continua deplasarea către București, cu viteza asta, cred și eu.
În perioada 25-12-1989, 3-01-90, unitatea acționată în municipiul Buzău pentru paza cazărmilor unităților militare și pentru nimicirea grupurilor teroriste din oraș în zonele stației Pecu de la ieșirea spre Ploiești și Cimitir. Practic a stat și de Crăciun și de Anul Nou. La data de 3-01-1990, acum când întorc eu foaia, se poate filma și face zoom pe Antet, unitatea a început îmbarcarea tehnicii de ruptă în gara Buzău, iar la orele 19:30 garnitura a început deplasarea spre Piatra Neamț, ajungând la garnizoarea de reședință în data de 4-01-1990. Datele au fost extrase din jurnalul acțiunilor de luptă numărul AP-50-51 din la, dosar numărul. Deci v-ați dus la Buzău, v-ați dus spre capitală, da. După 15 ore ați ajuns în Buzău, acolo victimii răniți, împușcați, exact, și așa mai departe, nenorocirii. Stați acolo, unitatea militară păzește, luptă cu teroriștii, undeva pe 3 se hotărăște să întoarcă armata de la Piatra Neamț la Piatra Neamț și probabil că cineva o să spune, mai sigur ajungem cu trenul. Nu, eu îmbarcarea asta pe tren, nu o văd decât o măsură de genul, hai domnule să-i prindă Anul Nou pe vechi acasă, pe cuvântul meu. Da, noi am venit pe roțile noastre, noi ambulanțele. Noi ambulanțele, da, la taburile alea, da, care... Problema, între timp, se întâmplă incidentul din centrul din Buzău, în care în ambulanța tip TV-ul este atacată și șoferul are 8 gloanțe în abdomen, asistentul 2. Da. O să rog pe Mihai, colegul meu de platou, să rămână pe cameră, să facă un zoom imediat. Imediat cum citesc eu, Mihai, pentru că trebuie să o citesc, că nu știu pe de rost. Am în față un bilet de liberă trecere, interesante documente. Antet, Frontul Salvării Naționale România, Unitatea Militară la Buzău, se adeverește prin prezentul bilet că salvările cu numărul de înmatriculare se deplasează în soție de mașina circulației militare pe itinerarul Buzău, Râmnicu Sărat, Focșani, Mărășești, Tecuș, Bârlad, Vaslui, Iași, în interes de serviciu urgent, transportând următoarele persoane. Apinti Ioan, dacă citesc bine, da, conducător auto, Dr. Berbeliu Victor, doctor însoțitor, Andresei Aristide, locotenent major Cighir Gheorghe, și cineva face mențiunea de mână rănit. Următoarea salvare, 31 Neamț 11-13, Maxim Constantin, conducător auto, Martin Vicenciu, asistent, Varga Gheorghe, rănit, Bogdan Ilie, rănit, echipele de control pe itinerar, la. Ei, acum ar fi zoom-ul de făcut. Deci, practic, din oamenii care au fost în salvările astea, 3 sunt răniți. Da, deci cel mai tare era Bogdan, era în comă profundă. Noi ne deplasăm în data, acolo nu se mai menționează, în data de 28 decembrie, noi plecăm însoțiți de o mașină a Ministerului de Interne cu acest bilet de liberă trecere, pentru că erau baraje și la fiecare 2-3 km ne opreau și ne verificau. Pentru o secundă, rog colegii la emisie, mergeți cu zoom-ul pe partea scrisă, unde sunt numele, aici. Zona asta o vreau. Sunt oameni care, din punctul meu de vedere, au plecat de acasă, de lângă copii, de lângă familie, au făcut sărbătorile de Revoluție și de Crăciun într-o unitate... Unde ați dormit în zilele alea? Deci, în primul rând, când nu ne-am descălțat, nu ne-am bărberit în tot acest răstimp, am dormit cu soldații, organizasem un punct de prim ajutor în comandamentul unității. Trebuie să vă spun, mai am și alte documente în care organizasem un punct de prim ajutor cu instrumente de mică chirurgie, am suturat, am pansat. Domnul comandant Merlici este împușcat și are marea șansă să fie împușcat tabla tabului și toate schizele au venit în față, era numai o masă. Cel care a fost ani de zile comandantul unității. Exact, da, și eu i-am scos Ioan Merlici, dacă nu mă înșel. Dacă vă dau și hârtia, i-am scos schizele din față. Vă cred? Așa. Din păcate, ne apropiem de a doua pauză publicitară. Stimați telespectatori, după un minut, două de publicitate urmează. Nu știu dacă în exclusivitate, în premieră, dar astea sunt momente mai puțin importante, dar sigur în premieră pentru mulți dintre dumneavoastră, un film cu imagini brute, needitate,
Imagini filmate în decembrie 89, pe data de 22, dacă am înțeles eu bine, până spre seară, în Piatra Neamț la Casa Albă, unde mii și mii de nemțeni, o estimare cred că merge între 7 și 10 mii de oameni, au venit mai cu curaj, mai cu teamă în suflet, să spună că vor schimbarea unui regim care umilise în cel mai mare grad ideea de om. Urmărim împreună acest film de 28 de minute, după care de la 21:30 ne reîntâlnim din nou în platou, în aceeași formulă, cu invitații și mai povestim în continuare. Publicitate, dar nu plecați de pe postul TVM, pentru că veți vedea imagini care pentru mulți dintre noastre sunt absolut senzaționale. Lăsând ideea de senzațional la o parte, sunt imagini document, imagini istorie din aceste locuri. Deci, principalele măsuri care au fost luate în aceste condiții de deplin entuziasm sunt acum scrise pe hârtie și vor fi date publicitate de către președintele acestui comitet organizat ASMOC. Are cuvântul părintele nostru. Mă cunoașteți. Duși de sentimente. Cei care voi să ne sprijine, să ne sprijine și să nu împreștăm cu noroi. Ascultați-i! Toți care vor să slujească poporul, acum pot să slujească. Discret,
Vă rog să faceți un moment liniște! Să nu-i lăsați pe cei care vor să profite de noi, să zică că suntem primitivi. Faceți un moment liniște! Ascultați o voce lucidă! Avem nevoie mai mult ca oricând de liniște, fraților! S-a hotărât de către Comitetul Provizoriu. Se pune sub controlul armatii și al muncitorilor. Acum vă rog și vă implor, fraților, fac apel la conștiința dumneavoastră, nu răbufniți acum, poliția este acolo lângă biserica unde eu slujesc pe Dumnezeu, nu vă dedați la acte de huliganism, trimitem armată și muncitori ca să păzească ce e acolo. Nu vărsăm sânge! Fraților! Distrugem tot ceea ce a fost rău, dar această distrugere nu poate fi făcută acum, ci de către noi, omule de oameni. Tot poporul român va judeca pe toți cei care au fost asupriți, adică pe toți care au asupriți, noi toți vom judeca. Omule! Pe toți vom judeca. Dar, vreau să mă înțelegeți. Dacă securitatea a devenit până acum un cuvânt de obidă, să facem ca acum securitatea României Libere să fie un ajutor al nostru, să ne ajute! Nu putem noi, cei care suntem aici acum, în momentul de față, în această masă a poporului român liber, a poporului european liber, sunt foarte mulți infractori, pentru că știți că poporul român, aveți încredere, este omul în stare să coordoneze, omul care strigă alături de noi și ne va ajuta coordonându-ne mâna, să punem mâna pe tot cea noastră. Singurul în măsură să ne coordonezi din mâna poporului ca să avem controlul noi asupra noastră. Frați români, suntem toți cu sufletele unite într-o singură suflare, dar asta nu înseamnă să distrugem ceea ce am făcut sub demon.
suntem prigoniți. Am suportat. Am stat cu carnet de partid în mâini, în buzunar și cu cătuși în mâini. Să stați din gură! Rugăm pe toți oamenii! Rugăm pe toți oamenii de bună credință! Rugăm pe toți oamenii de bună credință! Care vor să-și crească copiii! Să ne păstrăm toată munca! Că asta este munca tot ce se vede! Este munca noastră! Liniște, liniște! Dumneavoastră, prietenul dumneavoastră și al nostru, aici de față, domnul doctor, vrea să vă spună câteva cuvinte. Înainte de toate, mi-este rușine să recunosc în fața dumneavoastră că dacă veniți pacient la mine, trebuia să vă oblig să cumpărați un leu față. Da? Îmi este rușine că nu puteam să vă dau concediu medical când trebuia să vă dau. Când era dreptul dumneavoastră. Sigur că da, văzând flacăra aia, mi-amintesc de sărbătoarea Paștelui. Când pe munții din zona noastră a Neamțului se aprindeau flăcări pentru a anunța o veste nouă. Nu ne mai prinde și să s-a prins, ajungi. E suficient. Este suficient. Probabil fiind aici cu suflete și cu trupul, sunteți convins că Ceaușescu a fost prins și probabil că nu. A fost prins la Târgoviște. Se pare că tancurile au trecut peste oameni. Noi nu trecem noi unul peste altul. Exact ce spunea șeful comandoului, să spunem, să avem grijă de ce am făcut până acum. Pentru că este făcut cu sacrificiul nostru. Deci ne întoarcem acasă, ne sărbătorim Crăciunul fără niciun fel de probleme. Celor trei zile, cu excepția celor trei zile de doliu național, care mi se par firești și normale, pe care trebuie să le respectăm, toți lângă bradul de Crăciun, să stăm liniștiți și să facem o rugăciune pentru aia care au fost călcați de tancuri. Referitor la comportamentul noului guvern față de călăi, noi nu avem putere de decidere. Ei vor decide, dar sunt sigur că vor simți mirosul de fum, sunt convins că vor simți mirosul de fum și vor decide ceea ce trebuie decis. De securitate avem nevoie foarte mare. Ba da, Sicheon!
Priviți Mărânțeu, spre Mihai Ștefan, vorbim de lup de vizai libertate și scopule. Nimeni să nu consume apă potabilă, pentru că suntem informați și suntem demni de încredere că această apă este otrăvită. Atențiune! Pentru a asigura măsuri pentru puritatea apei. Atențiune, atențiune! În legătură cu prezidiul acestei adunări, vă rugăm cu toții să strigăm pentru libertate, pentru fericire, pentru pace. Ceaușescu a aruncat în aer depozitul de sânge aflat acolo. De aceea... Și la Timișoara, și la Timișoara, și la Timișoara este acea situație. Oamenii de numai puțin. Suflet din sufletul nostru, suflet din sufletul meu, apelul care este făcut acum este următorul. De mâine dimineață, centrul de recoltare al sângelui Neamț vă așteaptă pe nemâncate să donăm fiecare sângele nostru de români, acelui popor, sângele acelui popor îndelung obidit, cu sângele nostru cald, să salvăm ceea ce mai este salvat în acele zone comunitate. Și acum, începând cu primele ore ale dimineții, se va organiza în mod ordonat, se va face o coadă de adevăr meritată, prima coadă meritată a acestei românii, la sângele nostru, la sângele nostru cald, poporul nostru cald. Și acum, domnilor, vă pot spune acum așa, domnilor, suntem toți niște domni într-o țară noastră, care este doamna prima și prima noastră, doamna noastră. Deci, de aceea, domnilor, frații noștri, care este rugămintea noastră?
Nu mai este Timișoara, nu mai este București, nu mai este Piatra, nu mai este Reșița, nimic. Este țara! Țara noastră! Să scândăm! Țara! Trăiască țara! 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 Așa cum am așteptat 40 de decenii, cum am fost obiziți 40 de decenii, vor rămâne liniștiți acum câteva minute, câteva zeci de minute, pentru a putea să vă oferim un program de măsuri pe care toți și de care toți avem nevoie. Deci jumătate de oră veți fi fără noi, dar vom fi în voi. Mașinile, mâinile sus! Nu mă puțin!
mașinile, fiindcă mașinile partidului sunt necesare până în desfășurarea activității economice în județ, asigurării alimentației cu toate produsele la populare. Ce? Să verificați benzina, armamentul, muniția pentru a lupta pe baricadele acestei românii încălzite cu asta sânge. Oameni buni, nu părăsiți piața! Nu părăsiți piața încă până nu dăm noi amănunte! Nu părăsiți piața! Rămâneți aici! Toți rămâneți aici! Nu părăsiți piața! Rămâneți aici până primim noi amănunte! Deocamdată de nimic nu este ridicul! Deocamdată de nimic nu este ridicul! Faceți apelul la toată lumea să iese cu mașinile, să facem coloană, să pleace toate județele. Faceți apel. Faceți apel. Noi care purtăm banderola, nu ne atacă nimeni aici. Armamentul luăm de la ministru și securitate. Da, și voi, că și voi sunteți tineretul liber. Da, și eu. Căutați mașini, să trebuie să vină mașini. Că avem nevoie de voluntari. Din nou în direct la Veste Alert, la această emisiune maraton din această seară, discutând despre Revoluția de la Piatra Neamț, avându-i în platou pe cei trei invitați de la Asociația de Revoluționari Ștefan cel Mare 1989 Piatra Neamț. Ați urmărit, stimați spectatori, ca și noi de altfel, imagini brute, eu cred că pe aici pe acolo ciupite, de vreo foarfece interesat sau nu, dar așa le avem, așa le difuzăm cu anunțul disponibilității de a difuza și în decembrie, dar nu numai orice imagini, foto sau video de la Revoluția din decembrie 1989. Oamenii au ieșit atunci în țară, la Piatra, și în toată, au ieșit în stradă și la Piatra și în toată țara pentru că vroiau schimbarea unui regim, pentru că vroiau libertate de exprimare, vroiau un trai mai bun, vroiau să nu mai fie pândiți dacă merg la biserică, vreau să fie oameni la urma urmei, că nimeni nu cred că a cerut prea mult. Cât din așteptările astea sau nu s-au împlinit, au spus invitații noștri aseară când ne-au spus aici și dezamăgirile lor. Ne întoarcem la ei și discutăm despre cât timp mai avem, nu foarte mult, despre ce a fost în acele zile la Piatra Neamț. Ok, am văzut cu toții în ziua de 22 o mare bucurie, lumea s-a revărsat spre centru, centru reprezintând puterea comunistă de atunci, Casa Albă, doamna Leuștean a scăpat, a plecat, toată lumea era prietenă pe acolo, toată lumea vorbea, cuvânta, trimitea mesaje, zvonuri, apa otrăvită. Pe aceea scenă stăteau revoluționari, oameni poate obidiți de fostul regim, dar stăteau și milițieni reconvertiți și ei în
în polițiști revoluționari. Chiar domnul cu apa am înțeles că era fost milițian, dacă... Da. Ei, o panică generalizată, tot a fost bine, s-a vândut toată apa minerală din magazine. Să știți că, dincolo de dramatismul acelor zile, când vedem acum imaginile acestea, există și o doză de ironie, de umor în astfel de manifestări. Bun, noi putem zâmbi acum. Atunci, da, probabil că... Am văzut pe domnul Matache cum făcea cu mâna, parcă era la, pe scenă, la, nu știu, la Scala, la Teatru Constantin Tănase. Dar asta e, viața merge înainte cu bune curele. Ce s-a întâmplat, stimați invitați, în Piatra Neamț în zilele 23-24? În zilele de 20... În afară de faptul că se tot schimbau legitimațiile, se tot schimbau comitetele și comițiile... În ziua de 23... Seara de 22, cea mai corectă acolo, și pe aia începe. Da, da, în seara de 22, ce s-a întâmplat? În seara de 22, au venit zvonul în trupele de securitate de la Bacău. Bacău, e... Atunci s-au blocat la Sevenești, CFS Sevenești, chiar la pod acolo, au fost blocați. Cum era atunci... cum era, trupile militare sau cum, pre-militare, așa ceva. Aha. Erau înarmați, era totul. Au făcut o baricadă de așteptare. O baricadă acolo să nu treacă. Parcă dacă erau ei cu taburile... Da, povestea domnul Martin, au făcut 15 ori taburi și la jumate la Buzău. Atunci... Niște civil cu trei băte... Înainte de a venit zvonul, a apărut un tab în fața Consiliului Județean. Adică fața Casei Albe, ca să spunem așa. La vestea că vine, au fugit toți cât au putut. A rămas în jur de 21 sau 22 persoane. O spun fără răutate. Păi unii își luaseră o sticlă de uși, o pungă de cafea, gata revoluție. Alții au avut arme, au venit cu mâna goală. Eu nu am avut nici arme, n-am avut nimic, dar am stat acolo să se întâmple, se va întâmpla. Atunci, după ce s-a terminat zvonul, am intrat în clădire, s-au început organizările mai spectaculoase. Adică vorbim de organizarea celor compartimente, cei care au rămas. S-au mai dat telefon la diferite persoane să ne ajute, să putem ieși, că era Frontul Salvării Naționale, care niciunul n-avea o experiență, decât domnul Dârțu, care... Rămăsesc, care era acolo, restul noi nu aveam. Și mai erau câțiva, nu vreau să spun nume. Fac o paranteză, pe domnul Andrica, cel care vă vorbește acum, l-ați văzut mai devreme pe terasă, arată exact ca astăzi, dar un pic mai tânăr, așa, cu ceva ani. Domnul Vicențiu tocmai se pregătea probabil de plecarea spre Buzău, iar dumneavoastră, domnule Turturea, nu prea apăreați în imagini, că păzeați ușile de jos. Era cu baza, intrări și ieșiri. Erați forma incipientă a SPP-ului, a jandarmilor. Da, un fel de intervenții rapide. Bodyguard. Da. Așa, și bineînțeles, a doua zi s-a reluat toată discuția, s-a făcut o ședință în sala ședință, au venit procurorii Hurjui și cu Fălticean. În care am venit și un inginer agronom, am venit mai mulți care ne-au ajutat în îndeplinirea misiunii, ca să luăm așa. Dar a venit de la Sevenești, a venit un grup de persoane ca cercetare care a fost contestat domnul Matache. Matache, ce vineau în cărcă? Avea o poză care stătea Matache lângă Elena Ceaușescu. Și, bineînțeles, dai seama că aici era, el fiind cercetător, și era CO2, înțelegi? Da, era șef. Da, da. Așa, CO2. Erau parte. Colegi de dioxid de carbon. Da, da, da. Acum, numai că nu s-au diferit. Au plecat și după aia, bineînțeles, iar am făcut o ședință, iar trebuia să vedem, să ne alegem un lider. Și l-am ales pe domnul colonel, cum îi spune, major. Apopi? Nu Apopi. Mancu. După terminarea lui Mancu, am stat o zi și o noapte, a ajuns domnul... Apopi. Nu. A venit de la Sevenești, domnul inginer...
am scăpat. Să vindește la rezerva de cadri pentru FSN? Da, da, da. În sfârșit, a venit așa, tot cum era atunci Consiliul Oamenilor, Oameni Muncii, l-au propus să vină ca șef. Ei, aici au fost mai multe situații. Deci au fost mulți care au plecat, de exemplu eu, la Girov, acolo era un coasc. Și a spunea că, domne, nu mai putea ăla să mai iasă din birou, fostul președinte, fostul care era atunci, a venit cu oameni, n-am reușit, am salvat situația. Au fost multe lucruri, pe la Țibucani, au fost pe la... Revoluția ajungea și pe uliță. Da, da, da. În diverse au fost forme de manifestare. Dar cel mai trist lucru a fost când noi, care ne-am mobilizat foarte, foarte, foarte bine, a fost, când a plecat domnul Matache, a fost foarte bun, bun organizator. Foarte bun. Restul, ce are el în spate, cu totul altceva. Așa, și mi-am adus aminte, a venit domnul Bureanu. Așa vă explic. Care nu este senator, nu? Da, da, a fost senator de Țărănie, la partea din Asoala Țărănescă. Așa. Acolo a fost situația când ne-am cunoscut și el a spus-o clar. Măi, eu aici sunt provizorul și voi sunteți provizorul. Și ce de făcut? Dacă mă cunoștea, bineînțeles. Băi, ce să faci? Vă dau să pleci și să te duci înapoi la CFS să veniști. Tai două săptămâni acasă, dau de aici tot frontul salvării cu ștampelul. Am zis eu că mai stau un pic. Aici s-a organizat foarte, foarte bine în punctul de vedere aprovizionării orașului. Era, de exemplu, la industria cărne, stația de frig, sau cum era, de congelare a cărnii, când am dus acolo, erau pachete, era ceafă de porc. Trebuia să o băgăm în alimentară. Aceea niciodată nu a avut preț. Nu se știa piatra neagră ceafă de porc. Și trebuia să cercăm. Era pentru UCA, domnul. Bine, aceea era plecat, era pentru export. Nu, era pentru export, toate erau export. Și, bineînțeles, că am ajuns într-o concluzie să dăm un preț. Dacă carne, pulpa este atât, ceapa este atât, pe gata, s-a tot. Mi-aduc aminte că formase coz pe la alimentări, era dezastru ce era atunci, nu știu, foamea, era când vedea carne, vă da seama că era nenorocire, nu găsea decât pește, sau mai spunea Adidas, da. Picioarele alea de porc. Așa, deci, bun. Vreau să mă întorc la, deci asta a fost era 22, ce a urmat în piatra în 23-24, domnule Florin? În 23 tot veneau zvonuri, pleacă la, deci multe zvonuri au venit, deci că teroriștii sunt la OJT acolo sus lângă Chimie și au plecat spre Neagra. Am urmărit un domn care se ducea să facă bilete la lotor și avea mâna ruptă și o ținea la piept și zicea că are un pistol. A venit domnul Tomescu pe în jurul prânzului, a fost chemat de colonelul Mancu, a predat pistolul, bănuiesc că așa era procedura, sau bănuiesc că să nu se întâmple alte fenomene după aceea. Ideea este că domnul Tomescu, când a ieșit pe laterala din stânga, dinspre teatru, cineva l-a recunoscut și a zis, ia uite porcul ăsta, ce bine arată, și a dat o palmă după cap pe sări căciula, iar cineva din ultimii lua căciula, a fugit, unul dădea să-i dea cu umbrela după cap și a scăpat umbrela jos, l-a luat lumea din spate că-i Tomescu și îl bătea și pe ăsta care n-avea nicio treabă cu Tomescu. Ăsta a fugit prin trandafiri, în față la lactul s-a oprit. Am strigat, oameni buni, lăsați-l că va fi judecat de popor și așa mai departe. L-am dus în sediul prefecturii actuale. L-a luat un ofițer și doi soldați și l-au scos că venise cu odacii cu ginerile acestuia. Cineva s-a urcat la mașină și neștiind să conducă, era să rupă și zidurile. Pentru cei mai tineri, ce funcție avea acest domn Tomescu? Era președintele Comunii Bodești, care avea fir roșu direct cu Bucureștiul. Da. Deci era o comună primar, bine văzută, da, primar. Da, da.
Un exemplu, da, decorat, da, era exemplu. Era de el ordinul. De ce veniți acolo? Chemat de colonelul Mancu, bănuiesc să predea pistolul pe care l-a și pierdut pe drum la un moment dat. Dar de ce avea pistol? El era ofițer sub acoperire. Domnescu avea și grade. Și atunci erau ofițeri cu acoperire? Iar după amiază, cineva a încercat să-i dea și foc la casă lui domnul Domnescu. Deci i-a prins. Și la noi, pe drept revoluționari, acoperire. Dar la cine trebuia pistoale la vremea la ofițer sub acoperire? Erau ăștia care erau leacă mai sus în PCR, da. În asta, care aveau o funcție mai mărișoară. Bun, din informațiile mele, undeva dinainte de Revoluție, cu câteva săptămâni, membrii eșalonului superior din Comitetul Județean PCR primiseră pistoale. Pistoale Carpați. Tot ce însemna conducere. Acum nu știu, fi luat toți, nu, poate nu, unii nu au vrut. Dar... Vis-a-vis de lucru această situație, eu sunt în posesia unor documente în care acolo se specifică operațiunea RR, care însemna recuperarea cuplului în caz de ocupație. Erau case conspirative unde se întâlneau, unde aveau armament și erau și alimente. Pe 6 luni de zile, în primele zile ale lui 90, domnul comandant care a fost numit la securitate m-a luat de mână, eram președintele asociației sau nu eram încă, dar el mă știa că sunt revoluționar și mi-a arătat casele unde se întrunau acești oameni care erau puși pentru recuperarea cuplului dictatorial. Vă întreb un pic, da. Cât pe ce să uit și eu, SMS-ul primite în seara asta, foarte multe, câteva zeci, parte din ele vă felicită pentru curajul dovedit atunci, pentru noastră și pe ceilalți revoluționari care a stat în față și v-ați asumat cel puțin potențial niște riscuri. Sunt alte mesaje care, exact așa seară, spun că, domnule, degeaba s-a făcut revoluție, degeaba s-a vărsat sânge, că tot aceiași șmecheri, foști comuniști, actualmente capitaliști, conduc România tot cum vor ei. Foarte mulți au un mesaj care citează cumva unul din colindele, versurile dintr-un colind al lui Tudor Gheorghe, a murit degeaba ce ați făcut din țară. Da, e un mesaj. Și poate ar fi mers și colindul respectiv al lui Tudor Gheorghe. De asemenea, oameni care spun că printre noastre revoluționare au fost tot timpul infiltrați și oportuniști sau chiar oameni care, dacă nu ar fi învins revoluția, aveau alte misiuni. Felicitări pentru filmare, m-am revăzut. Așa s-a anunțat că era apă otrăvită, aveam soțul în spital, se vânduse apa toată și mi-a dat o doamnă o sticlă să o duc la spital. Asta pe 22, eu sunt din Piatra Șoimului. Așa este. Da? Alți oameni care spun că zvonul cu securitatea nu a fost aruncat din greșeală, ci că cineva l-a gândit de așa manieră încât să introducă panică în populație, să se mai rărească și rândurile. Dumnezeu știe ce interesul fi fost. Cred că o să aflăm după 50 de ani. A fost, oricum, a fost bomba cea mai mare. Da. Trupele de securitate de la Bacău aveau la vremea respectivă faima unui detașament bine pregătit, cum la fel acum jandarmii din Neamț, pentru care eu am toată stima. Atunci când e o acțiune unde e nevoie pe ordine publică de prezența jandarmilor și acea acțiune excede ca și prezență necesară capacitatea organizatorică a Inspectoratului Județean Jandarmi, se spune vine batalionul sau nu știu cum de la Bacău. Deci acolo e un centru zonal pentru ordine de... Pentru că la vremea respectivă, dacă veneau trupele de securitate, să ne înțelegem, că unii nu mai tineri iarăși nu știu diferența, nu veneau ofițerii de securitate. Trupele de securitate erau trupe de ordine publică în subordinea securității. Dar erau bine instruite, asta e clar. Mi-aduc aminte, în seara 22, cu venirea trupelor de securitate, am dat telefon acasă. Soția mea era însărcinată, fiica mea, care acum este un artist foarte bun, un copil extraordinar, și plângea la telefon, spunea să vină acasă, că vrea să aibă tatăl la copil.
plângea și eu am început să plâng. Păi nu, și poate da. Unii din cei care au plecat de lângă noastră au cedat la fel rugăminților familiei care, terorizată de ce vedea la televizor, informațiile erau contradictorii. Da, nu, pe lângă, și să fim serioși, pe lângă ce se spunea să nu la balconul de la Piatra Neamț, televizorul, TVR-ul la momentul respectiv a funcționat pe dublă legitimare, ca să spun eu așa, la fel și în București erau dus în zvonuri contradictorii difuzate la nivel național. E prins Ceaușescu, nu-i prins Ceaușescu, vin teroriștii, vin arabii, vin israelienii, nu mai știai ce e. Domnul moderator, toate sunt frumoase. Dacă revoluția nu reușea, unde eram eu acum? Nu știu. Fac și eu, cum a spus ăsta, Băsescu, ghici și istoria mea. Da. Eu, din ceea ce mi-a spus dumneavoastră înainte de emisiune, am reținut că, sub pretextul întocmirii unor legitimații, oricum ați fost bine toți pozați. Și ala a fost o secvență extraordinară. Deci de la fotorusul au venit. Ne-a fost la perete și ne-a pozat câte unul, câte unul. Nu, cred că cineva își pregătea un fel de bilet în albă. Adică dacă se ducea revoluția, își dovedea buna credință, să spună, stați, că mi-am făcut datoria. Uitați, Ionel Gigel... Deci la fotorusul lângă fosta poștă, deci de acolo a venit fotograful și a fost... Păi el a fost trimis. A fost bine intenționat. Eu, un tip în haină de pele, nu un alt, cu ochi albaștri, puțin, cam la 40 de ani și eu, 30. Din întâmplare cu ochi albaștri? Întâmplarea, care el dădea indicații acolo cu toate pozele astea, cum să stă unii, să stăm și nu știu ce, și el stătea undeva așa, știți, ne privea. I-a citat dacă e bună lumină. Din umbră. Ei, l-am văzut prin orașul Piatra Neamț, dar am zis, mă iau de el, să nu mai iau, îl cunosc. Dar ce nu ați invitat la o cafea? Domnule, ce ai făcut cu pozile alea noastre? Nu știu, dar eu... Nu mi-ai dat legitimația, unde e? Am așa o problemă cu securitatea și cu poliția, când vine să nu-i mai invit. Să-i invit în altă parte. Bun. Nu mai avem foarte, foarte multe minute. O să tragem linie și la această emisiune. O să mai stăm de vorbă. Și rămân la ce spuneam aseară, ar trebui să discutăm despre istoria recentă a noastră, a românilor, nu doar în decembrie. Spuneți, domnul Martin. Deci eu vreau să spun că noi nu putem să judecăm clipele alea cu mintea acum la rece. După război, mult câte așa, arată. Problema era că noi nu trebuie să aducem 89 acum aici. Noi trebuie să ne ducem, ne întoarcem în timp și să retrăim acele clipe, pentru că au fost clipe de groază. Problema este că aveți acolo niște documente în care, sigur, cadrele medicale aveau mult de treabă. Printre gloanțe, și un lucru care m-a marcat extraordinar de mult pe mine era când am ieșit de la Popotă, că mâncam la Popotă, și a început un atac asupra unității și la aparatul la Buzău. De la Buzău, la Mărăcineni, așa, la aparatul de radio se dădea pentru prima oară colinț. Se cânta colinț. Și răpăia automatul și mitraliera. Pe fund de colinde. Pe fund de colinde. Da. Este ceva destul de... Eu am în față parte din livretul dumneavoastră militar, domnule Martin, în care la un moment dat se consemnează pe 23, participant activ la activitățile unității 010-27 Piatra Neamț în cadrul Revoluției Buzău, comandant 010 Revoluție la Buzău, semnează comandantul unității militare 010-27 major. Ce major semna? Un zoom, băieții. Da, era domnul Apopei. Cum major Apopei? Comandantul regimentului era domnul Vulpe. Și zici, l-ați menționat pe domnul Apopei, el a scris. Domnul Apopei mi-a scris în livret. El mi-a scris în livret pentru că în momentul în care eu l-am întrebat dacă mă cunoaște, a spus că nu vă cunosc. Dar cine mi-a scris în livret? Și când i-am dat, așa a recunoscut că el mi-a scris în livret. Păi, la câți oameni erați atunci, Ana? E? Da. Nu, dar nu are nimeni, nu prea sunt care au în livret. Occidentul ne-a criticat atunci, în perioada aia, când am omorât pe Ceaușescu, că nu a avut un proces echitabil. Bun. Noi spunem așa. A avut un proces în conformitate cu sistemul creat de el. Atunci. Sistemul creat de el, sistemul care l-a creat acel omor. L-a judecat. E cum au fost omorâți atâția oameni în împușcării,
Fără vedeți, noi vorbim, despre, noi vorbim despre barajul de la Bicaz, despre hidrocentrală, ca despre o mare realizare economică, dar uităm că, bun, și cu barajul, cu zvonul, alt zvon, dar uităm că pentru construirea acelui baraj, oameni, mii de oameni au făcut muncă silnică și au murit o grămadă de oameni. Citeam undeva că la un moment dat deținuți politici care nu mai suportau regimul se sinucideau sărind de pe baraj în gol pentru că jos nu era apă. Ei, noi uităm de vărsarea de sânge, de sacrificiile umane făcute de un sistem comunist care vrea să construiască cincinalul în 4 ani și jumătate. Și cât a semnat asta pentru părinții noștri, bunicii noștri? Uităm, mai uităm, știți ce mai uităm? Mai uităm că la serviciul de salvare nu se chema atunci ambulanță, se chema salvare și se dădeau 5 litri de benzină ca să faci urgențe. Și urgențele însemnau prioritatea numai 1, grabitele și copiii 0-1 an. Ce treceau peste 55 nu se mai trimitea la urgență pentru că au zis că oricum moare. Era o selecție demografică impusă. Da. Am ajuns la fine. Și pentru câte femei a murit cu zile. Da, bine, asta e altă. Am ajuns la finele emisiunii. Vedeți, nici 2 ore nu sunt de ajuns. Asta că trebuie să mai stăm. Ar trebui să vorbim despre imediat perioada foarte tulbure După 90. O să vorbim, dar nu în seara asta, pentru că chiar trebuie să punem punct de emisiune înainte de a trage eu o concluzie. Oameni precum cei trei invitați, emisia Cadrul General, vă rog, că nu se e important. Oameni precum cei trei invitați din platou din această seară au ieșit la revoluție. În primul rând cu speranța, cu dorința, unii chiar cu disperarea de a schimba regimul pentru că nu-l mai suportau sau îl simțeau ca pe o cravată care te strânge de gât. Și-au dorit o viață mai bună pentru ei și pentru copiilor. Poate li s-a împlinit, poate nu. Și-au dorit să trăim ca în Occident. Mai avem până acolo. Și-au dorit poate ca fabricile în care lucrează ei să fie mai moderne. Din păcate, multe din fabrici nici nu mai sunt. Au devenit parc verde, ca așa. Am devenit piață de desfacere. Dar am câștigat 2 lucruri pe care nu ni le poate lua nimeni. Dreptul de a vorbi, cum facem acum, și dreptul de a intra într-o biserică fără a mai trăi cu spaima că a doua zi ne pierdem locul de muncă sau că vor avea de suferit copiii noștri la școală, pentru că se ajungea și la din astea. Ei bine, dreptul de a vorbi l-am dovedit și aseară și în seara asta sunt de vorbă cu acești oameni care și-au pus punctele lor de vedere, părerile lor, le așteptăm și pe altele, chiar pe contradictorii, pentru că de asta s-a murit la Revoluție. Deci pe dreptul de a intra într-o biserică, iarăși, nu avem ce spune mai mult decât că el, da, a fost câștigat, nu ne mai este teamă. Fiecare, conform propriei religii, propriei convingeri, să ne închinăm la Dumnezeu nostru sau la un Dumnezeu anume. E bine, finalul acestei emisiuni este... N-am știut că domnul Martin va spune asta, dânsul n-a știut ce am pregătit eu, un colind. Unul din cele mai frumoase colinde auzite de mine în ultimul timp, un colind cântat la biserica Sfântului Ioan Botezătorul de bărbații din corul Heruvimii, dirijați de profesorul Corugă, alături de cei doi preoți parohi, domnul Păvăleanu și colegul lui, îmi cer scuze că acum nu-i rețin numele, Mircea. Mi se pare că e prenumele, o să mă ierte preoții că le mai încurc, eu sunt păcătos. Un colind pe care eu l-am numit ca fiind colind dumnezeiesc, numele lui real este povestea lui Moș Crăciun. Oameni buni, în 89, într-adevăr, pentru prima oară în anumite zone se auzeau colinde. Eu am auzit pentru prima oară un colind umplând aerul pe platou unei unități militare pentru că eram în armată. După aia a apărut lambada, aia e altă discuție. Și la Piatra Neamț. 24 la Piatra Neamț. Domnul Suțuianu a venit cu un grup de cântăriți. Cântăriți. Emisiunea va continua, dar altă dată. Acum colindul cu care ieșim din emisiune, general, nu mai da cadru pe mine. Ieșim din emisiune cu un colind pe care îl dedicăm tuturor românilor, care și în 89 și acum, cred că, în primul rând, comunicând, vorbind, avem speranța la un trai mai bun și la un pic mai mult respect în fața tuturor. Colind dumnezeiesc!
cerem cu